În această dimineață, în județele Hunedoara, Bihor, Caraseverin și Gorj au avut loc 6 percheziții domiciliare în cadrul unui dosar penal care vizează comiterea infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Mai precis, persoanele în cauză ar fi închiriat mașini cu o valoare de piață ridicată din diferite țări din Europa. Ar fi întocmit acte false pentru a le putea înmatricula. Le aduceau în România, unde le comercializau la un preț mult mai mic față de cel de piață. Prejudiciul se ridică la 1,8 milioane de lei. În cauză s-a reținut faptul că din anul 2021 și până în prezent, mai multe persoane, cetățeni români, dar și de alte naționalități, ar fi fost implicate în activități ilegale legate de vânzarea și cumpărarea de autovehicule. Astfel, persoanele în cauză ar fi închiriat autoturisme cu o valoare de piață ridicată din diverse țări europene, ar fi întocmit documente false în vederea înmatriculării și ulterior l-ar fi transportat și comercializat în România la un preț inferior celui de piață pentru înlesnirea procesului de valorificare. Prejudiciul cauzat prin săvârșirea activității infracționale este de 1.800.000 de lei, informează reprezentanții Poliției Române. Ca urmare a cercetărilor efectuate până în prezent, polițiștii din Sibiu au indisponibilizat 18 autoturisme. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Hunedoara, Bihor, Caraș-Severin și Gorj.